Echipa PSD Dragomirește a stat de vorbă la finele săptămânii trecute cu cetățenii din satul Râncaciov. Obișnuit să interacționeze cu primarul Dragoș Vlădulescu, oamenii n-au avut probleme de ridicat și au ținut doar să-i ureze succes edilului. Este un candidat foarte vechi și a făcut datoria față de satele noastre. Nu poate să împece toată lumea odată, că e sate multe și mari. Și, după părerea mea, nu suntem gradă rudene, nu nimic, dânsul din Dragomirești, noi suntem de aici, dar eu am o părere foarte bună, pentru că a făcut lucruri multe pentru satul nostru, au mai fost primari. Mulți și din sat, și după Lucien, și din Dragomirești, dar n-a făcut ce a făcut dumneavoastră. Și așa că noi suntem mulțumiți. Și ne-ar pare rău ca să se întâmple, Doamne ferește, vreo nenorocire să pierdă alegerile. Chiar că ne-ar pare rău. Și ar fi o greșeală foarte mare. Faptă în alegeri și tot ce vă doriți. Mulțumim. Să rămână. Doamne ajută, la mulți ani. Toată vreoastră o să fiți. După cum ați văzut în periplul dumneavoastră, lumea este alături de mine, pentru că eu cred că i-am convins, ținând cont de ceea ce am făcut până acum, la nivelul satului Râncaciov. Deci ne aflăm în Râncaciov, suntem în plină campanie electorală, așa după cum bine se observă, o facem din poartă în poartă, le spunem la oameni ce am făcut, le spunem la oameni ce avem de făcut în continuare, văd că oamenii înțeleg mesajele mele și cu siguranță vor veni la vot pe 5 iunie și vor da votul celui care merită, celui care a făcut până acum ceva în acest sat, în această localitate. Și după cum foarte bine se poate observa, la nivelul Județului Dragomirești a existat o revoluție, pot să spun, nu mă feresc să spun acest cuvânt, pentru că, într-adevăr, investițiile au cunoscut o amploare deosebită. N-am făcut separatism între satele localității noastre, satele s-au dezvoltat în același timp, o să spun chiar o dată, pentru că atunci când am făcut o investiție legată de cultură, ea s-a făcut și în celelalte sate ale localității, atunci când am făcut o investiție legată de infrastructură, în perioada imediat următoare, ea s-a făcut și în celelalte sate ale localității și probabil că din acest motiv oamenii sunt și mulțumiți. Le transmit să fie sănătoși, să vină pe 5 iunie la vot și să voteze candidatul care a demonstrat până acum că localitatea se poate dezvolta în ansamblu ei.